Lacrimi și revoltă a fost a doua zi de doliu ieri în Lupeni, acolo unde cel de-al doilea miner prins sub pământ în accidentul din mine a fost condus pe ultimul drum. Un cortegiu funerar impresionant, cu sute de oameni cunoscuți și rude, înmărmurite de durere. Ionel Suciu a murit la Spitalul Floreasca cu două zile înainte de a împlini 44 de ani. A lăsat în urmă o soție și o fetiță. În Valea Jiului e tot durere. Pe străzile din Lupeni a răsunat fanfara și au curs lacrimi. Sute de oameni l-au condus pe ultimul drum pe Ionel Suciu, cel de-al doilea miner care și-a pierdut viața după accidentul din Mina Groazei. Era un băiat așezat, un băiat muncitor, un miner bun, cu vechime, deci un băiat așezat, cu familie, cu o fetiță, cu soție. O soție șocată și o fetiță care nu înțelege de ce tatăl ei nu mai este. După ce tavanul galeriei l-a strivit pur și simplu, rănit grav, bărbatul de 44 de ani a rămas blocat 12 ore în subteran. A fost scos în viață, dar inima sa a încetat să mai bată. S-a stins la Spitalul Floreasca la o zi după tragedie. Atât el cât și colegul său, Iuliu, ar fi trebuit să-și sărbătorească ziua de naștere duminica trecută. Cel de-al treilea miner prins sub pământ e singurul supraviețuitor al tragediei. Este încă în spital. Pacientul este mai bine și ca stare generală și din punct de vedere efectiv al ce înseamnă parte medicală, motiv pentru care nici nu mai este internat pe terapie intensivă. Tragedia de la Lupeni a scos multe probleme grave la iveală și a dus revolta oamenilor la extrem. Spun că materialele trimise în subteran, folosite pentru siguranța minerilor, sunt măcinate de rugină. De condiții nici nu se poate vorbi. Apă, întuneric, pe unele locuri e și frig, pe unele locuri e căldură mare, adică variază între... În orice caz, e greu. Fabrica din România pentru producerea stâlpilor de susținere hidraulice s-a închis. Deci ia tot ce este piesă din industria mineră, învechită și produse de pe timpul lui Ceaușescu. Sunt materiale refolosite, că nimeni nu le mai fabrică. Instituțiile statului nu s-a sesizat niciodată. Mai mult, cu câteva zile înainte de accident, cei de la compania de cărbune ar fi refuzat 200 de stâlpi de susținere pentru galeriile subterane. Motivul este uluitor. Nu corespund, vedeți că sunt tot felul de intermediari. Știți că problema cu stâlpii este una veche la exploatările miniere. Însă compania respinge acuzațiile. Nu am avut produse neconforme. Nu există. N-au fost bune. Nu există că au fost neconforme, că n-au fost bune tehnică. Tehnică m-au mai auzit și eu că n-au fost bune tehnic. Nu există așa ceva. Au fost probleme nu de calitate. Mi-au semnalat probleme de întârzieri în a vibra anumite repere. De asemenea, există din informațiile mele, există o problemă pe un contract care am înțeles că încă e un litigiu. E anchetă de amploare în acest caz. Oamenii speră ca autoritățile să intervină chiar și în al 12-lea ceas. De la deschidere, acum aproape 100 de ani, în subteranul de la Lupeni, 220 de mineri și-au pierdut viața.